La Drobeta, Turnul Severin, a fost lansat azi un sistem inteligent de preluare a deșeurilor. În parcarea unui hipermarket a fost amplasată o stație cu 10 pubele IT, în care clienții pot introduce peturi, doze de aluminiu, borcane, chiar baterii sau electrocasnice și primesc în schimb voucher pentru reducere la cumpărături. Cei care vor pot să-și doneze sumele pe care le primesc către copiii bolnavi de cancer. Severinenii ar trebui să știe că dacă până acum veneau cu portbagajul gol, să și-l umple cu deșeurile pe care le-au generat în casă și să le aducă la acest punct de preluare. De ce? Pentru că aici este de fapt o pubelă IT. De fapt, sunt 10 pubele IT, vom lua minimum 10 tipuri de deșeuri separat și marea majoritate a lor este recompensată cu un voucher. Petu, care este la noi vedeta, este recompensat cu 5 bani, o doză de aluminiu cu 3 bani și chiar o sticlă de sticlă sau un borcan este recompensat cu 1 ban. Din peturi se pot face diverse produse la care nici nu ne-am gândit. E folosită pentru umpluturi, în tapiserii la mașină, din fibra asta se poate face și scute pentru bebeluși. Aparatul preia, scanează, îl cântărește automat și avem posibilitatea să donăm sau să preluăm recompensa, un voucher. Investiția se ridică la 110.000 de euro.